Bună ziua, Forever România! Bună ziua, Forever Moldova și Republica Moldova! Sunt Alexandru și soția mea, Ala. Ne bucurăm ca să fim aici în această zi. Ne simțim foarte onorați ca să fim alături de cei mai buni din lumea Forever. Și în continuare o să vă vorbim puțin despre cum am început afacerea Forever și cum să nu renunți la visul pe care îl ai. Vreau să vă povestim despre povestirea noastră, cum am ajuns și noi să fim parte din familia aceasta frumoasă și mare Forever. Într-o zi am primit un telefon din Austria, pentru că avem niște cunoștințe acolo în Austria, și ne-au spus că în Republica Moldova avem niște produse bune pentru noi și pentru copiii noștri. Ei ne-au pus în legătură cu o familie care venise în Republica Moldova. Este vorba despre o familie scumpă și frumoasă, familia domnii Meșter, Dera și Aurel. Și ne-au invitat într-o seară la o cină la un restaurant. Pentru noi, sigur că a fost o plăcere să mergem la restaurant, pentru că noi cam de rar mergem de acolo. Și ei ne-au povestit despre produse și despre afacerea Forever. Ne-au povestit despre produse, am zis că trebuie să cumpărăm ceva, să încercăm pentru copii, să vedem dacă produsele sunt bune. Și dacă sunt bune, atunci se merită să facem și afacere, pentru că familia Meșteri au zis așa, că dacă faceți afacerea aceasta, o să vă puteți hrăni familia și o să puteți să ajutați chiar și pe alții. Și ni s-a părut așa cumva, zic, oare se poate așa ceva? Atunci am venit acasă, am vorbit, ne-am gândit și am cumpărat o cutie Tacio Forever și am început să folosim produsele. Sigur că pentru că avem 5 copii, am testat produsele, le-am văzut că sunt foarte bune. Ne-am ajutat la un copil care avea, tocmai în acea perioadă, avea criză de tus alergică, cam jumătate de oră pe noapte se nădușa și tușeam. Și alt copil avea polip la nas 5 ani, nu a putut să respire cu nasul. Și în urma acestor produse folosite, am scăpat de o operație la nas. Și am zis, dacă sunt așa de bune aceste produse, atunci se merită de spus la toată lumea. Și sigur că am început să spunem la rudele noastre. Era perioada Crăciunului și am mers în vizită ca să spunem vestea bună că am găsit produse extraordinare. Așa a început afacerea noastră. Vreau ca să întreb o întrebare. Este cineva în sala aceasta care are un vis? Sunt aici persoane care au un vis? Știi care este visul tău? Personal, cred că Dumnezeu ne-a așezat pe fiecare dintre noi într-un loc anume, pentru o perioadă anume, și într-o perioadă anume a istoriei. Ca prin ceea ce vrea El ca noi să facem, să influențăm generația în care suntem noi. Și din cauza aceasta, Dumnezeu ne dă nouă niște vise sau niște dorințe pe care să le realizăm. Eu nu știu care este visul tău, nu știu care, dacă l-ai descoperit, este bine ca să îl definești foarte bine, visul tău. Așa cum se spunea, am făcut studiile în Statele Unite ale Americii în anii 94-95, și atunci eram necăsătorit, după aceea în 96 ne-am căsătorit. La noi în Moldova era o sărăcie rucie, nici chiar, eu știu, n-aveam nimica, chiar să stai să cumperi benzină de la stația Beco, trebuia să mergi, erau două, poate, stații Beco în tot orașul Chișinău, trebuia să stai în rând mult și bine, așa, n-aveam destule magazine alimentare, chiar când m-am dus, înainte de a pleca la școală, mi-am adus aminte că și a trebuit să eu, și eu să mă duc să cumpăr un sacou, ca să mă prezint și eu în America ca un om. A trebuit să steau de cu seară, până a doua zi
dimineața la coadă, pentru că așa era atunci situația în Moldova, și la magazin. Ajuns în magazin, să dădea drumul, să deschidea, să deschidea magazinul, ajunge în magazin, luai, puneai ochii care era costumul mai potrivit pentru tine, care puteai să încap în el, puneai ochii, îl luai, că dacă nu-l luai tu, îl lua altcineva și rămâneai fără el. Trebuie puțin de modificări, după ce l-am cumpărat și cu aceasta m-am dus în America, acolo sigur că cenarea aceea era extraordinar. Totuși am venit în Moldova, întorcându-mă de la școala aceasta, cu o dorință în inimă ca să ajut pe oameni. Și în timp ce îi ajutam, vorbeam chiar cu Ala și mă întrebam, oare cum am putea ca oamenilor acestora să le dăm o afacere sau să le dăm ceva ca să câștige. Noi nu eram oameni de afaceri. Și atunci, gândindu-ne la lucrul acesta și după ce ne-am pus în contact cu compania Forever, atunci ne-am dat seama că se poate această companie, se poate ca să rezolve situațiile la multe, multe familii din Moldova, pentru ca ele să câștige banii necesare în țara noastră și să nu trebuiască să plece peste hotarele țării. Pentru că și multe familii am văzut destrămate și, de fapt, acesta este visul nostru ca să-i ajutăm pe oameni să stea acolo în Moldova. Și am văzut că Forever este vehiculul acela bun. Așa? Vehiculul bun care ne poate ajuta să ne îndeplinim visul nostru. De aceea vreau să vă spun, dacă aveți un vis în această zi, să știți una, căci Forever te va ajuta și domnul Rexmond ne va ajuta cu această companie să ne aducem la îndeplinire visurile noastre. De aceea, tu ai un vis și așa cum și dumneata și eu am avut mulți oameni care au încercat ca să îmi omoare visul meu. Și sunt foarte mulți ucigători de vise în jurul nostru, dacă suntem foarte atenți la aceasta. Acum, eu aș vrea ca să îți spun foarte pe scurt, de ce să nu renunți la visul care îl ai? De ce trebuie să te ții de visul tău? În primul și în primul rând, de ce cauză să nu renunți este pentru că este visul tău. Și nu este al altcuiva. Dacă este visul altcuiva, l-ai împrumutat de la cineva, sigur că de el poți să te legi oricând. Dar dacă este al tău, ține-te de el. Îmi place foarte mult despre frații Wright, care în 1903, în timp ce își spuneau visul lor, căci noi vrem să-i ajutăm pe oameni să zboare și toți spuneau că și nu este posibil lucrul acesta și ei se uitau la păsările cerului cum zboară, spuneau, ba da, se poate, o să zburăm și noi într-o zi. Și când toți spuneau că nu, ei au dovedit că se poate. Când Neil Armstrong spunea la toți că ce are un vis să meargă pe lună și mulți spuneau că și nu se poate lucrul acesta, el a demonstrat căci se poate. Se poate. Îmi scapă de minte acea persoană care a încercat de peste 900 de ori să facă becul. Așa? Și acum avem în sala aceasta multe lumini din cauza lui. Și de fiecare dată când criticii lui vineau și spuneau, vezi că n-ai reușit. Și el spunea, măi, oameni buni. Eu de fiecare dată învăț un lucru. Învăț cum să nu fac becul. Și l-am făcut până la urmă. Și datorită lui, grație lui, noi avem astăzi becul. Și avem lumină. De aceea, oricare este visul tău, în Forever este realizabil, de aceea nu renunța la el, pentru că ce este al tău. Și Dumnezeu ți-l-a dat ție să-l aduci la îndeplinire. Al doilea lucru. De ce cauză să nu renunți la visul tău? Nu renunța la visul tău pentru că el este combustibilul care te pune în acțiune. Acesta este combustibilul care te face să te miști. Dacă nu ai vis, nu ai combustibil în tine. De aceea, eu mă rog ca fiecare care este aici să aibă acel combustibil
și să fie ca acea mașină care este bine alimentată, cu cel mai bun, eu știu, benzină, și merge bine. Dacă nu ai combustibilul acesta, cât de bună n-ar fi mașina sau cât de bună ar fi visul tău, ce se întâmplă? Într-o zi, în Statele Unite ale Americii, o doamnă a rămas pe autostradă cu mașina și s-a terminat benzina. A chemat, eu știu, acei de stradă ca să o ajute. Ei au venit și a zis, doamne, după ce a verificat mașina, au zis, doamne, s-a terminat benzina. La care ea se uită, spune, domnule, spune-mi pe rog, dar fără benzină nu pot să mă mișc de aici? Păi nu. Sigur nu se poate. De aceea, păstrează-ți visul, nu renunța la el, pentru că aceasta te va ajuta să te miști. Mai departe, de ce cauză să nu renunți la visul tău, este căci visul tău, sau visele, pot deveni realitate. Și visele devin realitate, să știți aceasta. Oricare ar fi visul tău,